Deși milioane de oameni pot mânca de pe urma suprafețelor agricole uriașe ale României, instalațiile de irigație au ajuns o ruină, iar plantații întregi au fost distruse. Pe vremuri stâlp de bază ai țării noastre, fermierii au fost nevoiți în repetate rânduri să caute mila autorităților și să își strige nemulțumirile în stradă. De fiecare dată, însă, fără să fie ajutat să se dezvolte precum cei din vestul Europei. 2 milioane de hectare de teren erau irigate în perioada comunistă, dintre cele 15 pe care le avea România. După Revoluție, oamenii și-au recuperat pământurile și au început să le lucreze fără niciun fel de reglement clare. În lipsa intervenției autorităților, nici stațiile și nici instalațiile de pompare a apei nu au rezistat prea mult. În scurt timp, cele mai multe au fost distruse sau furate. Mulți români și-au făcut din bucățile furate adăposturi pentru animale sau au folosit dalele de beton ca să-și amenajeze trotuare prin grădini. Dezastrul s-a văzut și mai bine în vara anului 2012, când seceta a lovit România din plin și a plouat de 4 ori mai puțin decât ar fi trebuit. Autoritățile reușesc să evite an de an subiectul refacerii sistemelor de irigații în contextul în care bucățile funcționale din infrastructură sunt din 1965. De fiecare dată când culturile sunt afectate, oficialii se întrec în declarații, dar nu vin cu nicio schimbare reală. În timp ce România nu poate să refacă sisteme pe care deja le are, țări precum Egiptul construiesc râuri întregi ca să aducă apa la culturile de cereale. De departe, cel mai bun exemplu de bună practică rămâne Israelul, care a reușit să transforme deșertul în teren arabil.